De aceea uneori înțelepții au spus că Dumnezeu e refugiul nostru doar în nenorocire. Și sigur că este trist că pentru majoritatea este așa. Oamenii ar trebui să se îndrepte spre Dumnezeu și atunci când le este bine sau atunci când nu sunt bolnavi sau mie niciodată nu mi-a fost rău, chiar dacă fac în aprilie 53 de ani, de când am apucat să țin minte de veprispă, eu încă nu știu ce-i rău. Nu mi-a fost rău niciodată și sper că dacă nu mi-l chem și dacă rău nu fac, bine, încă nu știu dacă am putut face, dar mă abțin să fac rele. Binele absența răului, așa că înseamnă că dacă te-ai ferit să faci rele, înseamnă că ai făcut bine. Și chiar faptul că te-ai ferit să faci rele e un mare bine. Așa că chiar dacă nu vrei să recunoști... E, păi nu știu. Eu zic și eu cum pot. Când o-i pricepe altfel, zic. Că mulți belferi mă întreabă, păi Valentino, doar și tu ești om și cum să știți că în lungul la 8 ani mi-am pus mult limba pe moase, că vorbeam strălcit de tot. După cum știam eu vorba de acasă. E, acum cu domnii pot să stau la sfat și mulți mă întreabă cum de nu sunt beteagă, cum de nu spun că am asta sau aia la altă și dacă îi spun cine mă ajută. Pun în taină celui de sus și îi cer. Dacă merit, primesc. Și tot ce am cerut până acum am primit. Să nu uitați, este legea cererii și a ofertei. Cine cere, îi se dă, dacă merită să primească. Numai atât. Da. Și mă hachisesc rău de tot când vin cu coane, care așa se mânie pe ele și plâng și l-ar prinde pe Dumnezeu de-n picior să dea cu el de pământ și spune că nu i-o dat noroc, ba i-o dat noroc, dar nu știu să-l prețuiască. O trecu prin viață până a ajuns la mine ca colbora prin popușoaie. Iar când dă cu capul de sus, vede pe cel de jos și apucă la vrăjitoarea Valentina. Apoi numai bine o numerește că pleacă, cum pleacă coteiul cu coada între picioare. Că fără să-mi spuie, îi spun eu ce-o făcut până acolo și câte case o despărți și câți copii plâng și câte avorturi are și cele rânduite nu le-o făcut și atunci să nu vină să-mi ceară mie sfat, că nu îl pot eu da. Și de multe ori trebuie când copiii întâlnesc la reanimare sau unde, că de-aia mă rog eu de legiuitor să mă lasă, că eu într-un an de zile aș găsi la toți copiii străzii, mamele, că acești copii nu au picat din cer, au mame, la toți copiii, măcar din Iași, Suceava, Vaslui și din Leagăne, le-aș găsi mame, că acei copii au mame, și asta nu făcut de mine, ci alături cu doctorul, unde face analiza sângelui, ca să-l găsească pe mamă, că după aceea mama știe care-i tată. Și n-ar mai fi copii străzi și n-ar mai fi copii atât bolnavi și desculți și dezbrăcați. Că mame sunt multe și vin mamele la mine, eu nu le judec, dar le-o zic. Și atunci îi spun, iau pe calea aialaltă, roagă-te lui Dumnezeu să te ierte, du-te și te iartă tu de fapta care ai făcut-o, că nu coborul Dumnezeu să te împingă, nu te-o împins prietenul, nici prietena, ai avut minte, Dumnezeu să lăsa minte, ce ai făcut cu cenușa? Ia gândește-te și iartă-te, roagă-L pe Dumnezeu să te ierte și va fi bine. Și orice boală care o avem este o răsplată la faptele noastre. Boala nu vine întâmplător peste noi. Ca drept exemplu, cu întunericul vederii fizice, asta e o răsplată, că altă dată când o să mă chemați, și vine numai când aud că vine Ina, mă țin după ea. Că dacă mă apuc a sui în mașină, Ionel mă aduce și pe mine până aici. 20 februarie, prima dată, prima întâlnire. Mă sui în mașină de pe 19. Și atunci vorbim noi așa de întrebări ce mi le spune, dar nu vreau așa ca să par eu prea de ochetă, vreau cum întotdeauna la spital am fost testată, că așa ziceau ei când puneau cor de pături sau prin perete, așa aș vrea ca să nu ziceți că am închis ochii, că oricine poate închide ochii, și atunci să știe cine-i după peretele ăla sau celălalt, și ce mișcări face și cu ce beteșuguri, ca să într-adevăr, ca Dumnezeu prin ceea ce mi-a dat, să arăt la altul, nu ca închide ochii și a zice că o coborând nu știu cine și are viziuni și vede și se apucă dezberat, că o coborât nu știu ce arhanghel și nu știu ce Maică Domnului, aia nu mai este la Ionești poveste adevărată. Că și pe mine m-a dus poliția și o multă din lucrurile care le spun, pe mine m-au întrebat legiuitorii, la rândul meu descriindu-le, văzându-le dânsii, să ieșim odată mai la lumină, că dacă suntem buni și adevărați, Dumnezeu e mai bun cu noi. Știți, știi, Grig, ce povesteam, da? Da,
Punem palmele în dosul feții, mâinile amortăți, pică și se vede fața. Și nu-i frumos, atunci abia ai rușine. Apoi mai ziceți ceva, s-a vă luat somnul de când bâlbâi eu aici, moldovenește? Lăcrămioara, mi-ai plăcut și mi-ai picat cu trunchi de când te-am văzut. Zi ceva, dragă. Te-aș lua cu un frumut la Moldova. Ești bună de treabă și gospodină și tot... legiuitor aici pe pământ. Nu legiuitor de ala de sus. Nu, ai venit să fii așa de ala care împarte binele și răul. Cum îi întâlnesc pe ăștia când la divorțuri îi întâlnesc, când au procese cu pământul. Așa tu fii cu harul ăla de a împărți binele din mai puținul bine. Și te-am pândit eu când am stat pe acolo. Bună întrebare. Apoi, traduc tu dacă nu mă auzit. Nu, am zis să pun microfonul ca să poată și ceilalți care sunt în sală să... Nu, am spus că lăcrămioara este gospodină, chipzuită și ce dăruiește cuiva are o energie foarte bună. Iar ea pe har, pe stratul violet, vine să fie aici pe pământ în viața asta legiuitor. Nu legiuitor de a împărți legea, de a face ordine în lege, ca ăia la tribunal. Cum ar fi un fel de... țin cu ăsta, dai pitacul, țin cu ăla. Bine, tu încă până acum n-ai prins gustul pitacului și sper că în aura ta nu se vede că te-ar fura pitacii. Averea, puterea și plăcerea. Zi, lăcrămioară, să te faci legiuitor. Avocat se cheamă pe la noi. Asta e de pe aură. Așa vii, nu te fac eu, că eu în seara asta te-am auzit, am închis ochii, te-am văzut și când mai vin pe aici și te întâlnești, te trag de mânică fără să vorbești. Când noi avea primul proces de conștiință, îl dau pe mâna ta. Bate din palme că în timpul vorbei se mai adună culori de tot felul, că noi putem să nu zicem vorba cu glas tare. Când gândim și mișcăm din buze, în fața gurii este formă de lumină. Colorată în fel și chip, după felul cum gândim, ca să zicem vorba. Și fără sune se formează în fața gurii, și ca o floare, și ca ceva urât. Iar când se bate din palme, toate culorile urâte dispar. E ca atunci când mâța stă în casă, nu mâță de aia domnească, da, aia de prinde șoareci. Când mâța stă pe pat, toarce, doarme și dintr-o dată se repede. Ea se repede după un glob de lumină întunecat, după o formă urâtă, după ceva. Așa și cu oamenii, când bat din palme, cât de împovărat ar fi culoarea care îi înconjoară, dispare urâtul. Așa că n-am fi mai fost omorât să batem din palme. Da, este o modalitate popularizată. E un obicei la tibetani ca de a alunga duhurile rele și de a bate din palme atunci când îi întâmpină pe... Deci eu propun să îi arătăm Valentinei și o altă experiență, și anume să urmărim să realizăm la yoga cu o mantră, eventual cu prima mantră, cu mantra lui Shiva, și apoi să o întrebăm ce anume a perceput. O să facem pentru scurt timp, doar 3 minute. Nu lungim, dragă, să o faci absolutania. Dar avem foarte multe mantre și vrem să... O trecut Crăciunul, Sfântul Ștefan, hai să facem absolutania, nu degeaba ne-am adunat. Și de când îți bate o capul de vreo 3 ceasuri la toate telefoanele să mă aduci la alai? Da, se ceată că acum sunteți aici. Așa, și nu mă dau plecată, chiar de vrea să vă duceți. Eu tot stau. Foarte bine, așa, așa le trebuie. Pe Valentina ai vrut-o, pe Valentina o ai. Da, mai ești, dragule, te apucă somnul? Nu, dragule. Așa, deci haideți să urmărim să realizăm laia yoga cu prima mantră și apoi să ne spună Valentina ce a sezizat că se produce subtil, și apoi o să trecem și la o altă mantră să vedem ce o să perceapă ea. Deci vă rog, acum începem laia yoga cu prima mantră. Iar să mă ridic ca să cuprind pe toată lumea. Da, sigur că da. Deci începem noi, așa cum... Să-ți rămâneți la clasă.
Deci, fiecare pe rând și acum tot le s-a aprins becul verde, dar nu a luat-o drept. Becul verde și becul roșu, dar la unii domni becul roșu pâlpâie, la unii din oameni pâlpâie becul roșu. Să chinuie rău becul alb cu becul roșu, dar verdele e cel mai mare bec la toată lumea. Păi n-am ce spune decât de becuri, că becurile mai hojma s-a aprins la toată lumea. Dar mai sunt în sală și oameni hodologiți cu becul albastru de aici de la gât. Și din cauza lui albastru nu se preduce lumina. Grig, ție ți s-au aprins toate becurile, dar becul roșu parcă ți se sparge filamentul, ai grijă. Că după aceea nu... Fii atent, abține-te, dragule! Este un pericol, dragă. Noroc că mi-a trecut pârpăra că luam foc și mi s-a prindea și mie becul. Traduce. Apoi de tine să nu zic de ce te mâni. Dragii mei, becul roșu la om este la mâna, la mâna asta, în deget. Și aici, în coadă, jos. Dar păi la gric s-a aprins toate becurile și becul roșu a nevoit. Parcă dă să spargă filamentul. Nu te mânia, brec, așa-i. Becul roșu, a înțeles, toată lumea este mulat hara chakra. Nu, eu le-am făcut așa, ele. Este legat și de kundalini. Și tu ai până sub becul albastru împletit amândouă aceste fire. Și albastru roșu numai nu crapă cât curent trec prin ele. Firile care se urcă, că la mai toată lumea s-au în coadă jos. Cât să chinuie să aprindă becurile, firile ioc nu se duce curentul pe ele în sus. Apoi la domn mai este cum mai este, dar la betile fiete și care mai au și sârmă în pară, să tufă becul. Măi, domnilor, măi, doamnilor, de ce Dumnezeu v-a spus sârme bre? Eu n-am să le spun grig pe nume. Deci, sârmă... Sârmă da, vă zic, eram cu domnul profesor Rusu la neurochirurgia la care sparge capul și trăiește omul. Și eu, acolo era și doamne, la toate le spunea și doamne și domnișoare, dar eu deveni mai prietenoasă, așa i-am zis, mai domnule, dumneata ești cu atâta școală, tai capul omului, el lăsă să trăiască. Zic, da, uite, pe fata asta nu o pot ajuta. Zice, dar de ce, Valentino? Zic, pune-o cu picioarele în sus, bagă mâna la pară, acum știu că se cheamă uter, dar așa i-am zis atunci, pară, că așa, după ce am știut. Și zic, scoate-i sârma, care o sârmă plină cu mormoloci, aia-i sătulă de pitroceală. Și aici, fetele care au și sârmă, să știți că alea nu s-aprind becurile. Veniți pe aici de curiozitate să învățați bunătățuri, dar becul nu s-aprinde deloc roșu. Deci este vorba de steriletul instalat ca mijloc contraceptiv. Apoi nu țâți, că doar n-am pus eu sârma, nici n-o scot. Valentina întotdeauna desc.